Într-o dezbatere online organizată de Fundația World Vision, ministrul a afirmat că sistemul de învățământ din România nu a fost pregătit pentru educația online. În privința scenariilor de reîncepere a școlii în toamnă, Monica Anisie a spus că în cadrul grupurilor de lucru din minister au fost și propuneri potrivit cărora învățământul preșcolar și învățământul primar să se desfășoare normal în sala de clasă. Ministrul a spus însă că toate deciziile pe care le va lua Ministerul Educației în ceea ce privește desfășurarea noului an școlar vor ține cont de recomandările Ministerului Sănătății.